M-auziți? Nu știu, eu auzeam mai slab, da? Ok. Pentru cei care nu m-au cunoscut și n-au auzit niciodată despre mine, eu în principiu sunt așa, un pic dintre toate. Adică nu sunt un adevărat specialist, că nu vând servicii pe bani, dar sunt un antreprenor mai ciudat, că îmi fac singur serviciile astea. Nu o fac din cauze economice, sunt sigur că e mult mai rentabil pentru mine dacă aș externaliza serviciile de gestionare a campaniilor PPC către Ionuț, de exemplu. Însă, pe de-o parte îmi place să fac asta foarte mult, e o plăcere, o bucurie pentru mine seara să stau și eu pe laptop în loc să mă uit la știri și să gestionez campanii de PPC, de AdWords și de Facebook. Pe de altă parte, dacă n-aș mai face, probabil că 2 de zile aș deveni așa, cum să zic, învechit, n-aș mai ști ce se întâmplă, dacă aș vrea să mă apuc din nou, aș fi pe din afară. Cred că am pățit două chestii asta. Ok, am să vorbesc astăzi un pic din perspectiva Floria.ro. Florăria online pe care o dețin și la care am făcut anul ăsta o groază de chestii faine pe Google AdWords. Atât de faine încât într-o bună zi m-a sunat și Google și mi-a zis hai pe la noi să stăm de vorbă, că nu el personal, așa, un coleg. Să stăm de vorbă că ne place ce faci. Spre supărarea lui Ionuț. Ok. Foarte mișto și foarte bun sfat de mai devreme cu începeți din timp. Da. E foarte bine. Acum eu o să vin și cu o paranteză. Dar începeți cu bugete mici. Noi, de exemplu, am cheltuit vreo 10 milioane pe promovarea campaniei de braz în noiembrie. Până să dăm seama că orice reducere am dat, oamenii o să-și cumpere braz tot după 15 decembrie. Concluzia, deși acum brazii sunt de două mai scumpi, se vând în prostie. Dar până pe 15 au avut decât vreo 60 de oameni să-i cumpere și, bineînțeles, costul de achiziție pe client a fost de 5 ori sau de 6 ori cât am câștigat de pe urma lui. Sperăm că în campania de remarketing pe care am gândit-o și unde am făcut o chestie foarte faină zile trecute, un brat care stă așa ofilit și spune mă ofilesc, care uitat să mă cumpere, cu sigla Floria. E foarte drăguț așa, știi, cu astea muze și ți-a aminte că tu vrei să ții brat totuși. Ați spus și capping pe limitare de frecvență pe... Nu, mă ofilesc până te sadă. Am înțeles. N-am strâns foarte mulți, deci n-avem... avem mai puțin de 1000 de oameni în cod care au prins codul ăsta exact pe care trec pagina de braz și nu pot să mă joc, că doar 1000 de oameni o să vadă BNM-urile astea. Dacă le pun și capping, adică limitare de frecvență, nu o să mai vadă nimeni. Al doilea sfat foarte bun este să încercați să ieșiți puțin, să gândiți outside of the box. Mie mi-a fost foarte greu. Florile nu se vând de sărbători, să știți. Față de orice, în orice altă situație, florile merg cu cadourile la un loc. În general, bărbații le cumpără pentru femei. La sărbători nu e chiar așa. În decembrie noi nu vindem așa multe flori. E o lună normală pentru noi. Avem chiar și concedii. Noi vindem flori în fevoarie și în martie. Și atunci, din păcate, nu facem campanii AdWords pentru că avem atât de multe comenzi de 1 și 2 martie încât nu putem să le facem față, oprim comenzile. Și nu e exagerare, toate florările împățesc la fel. Anul trecut, la ora 12, am sunat de 8 martie la toate florările pe care le-am găsit pe net și nimeni nu mai putea să-mi livreze. E logic pentru că nu putem să scalăm atât de mult, nu putem să livrăm într-o zi de 50 de ori cât în ziua precedentă. Putem să livrăm de 10 ori mai mult, mai încliem 20 de șoferi, dar nu putem să scalăm până la 50. Revenim. Spuneam să vă gândiți puțin outside of the box. Și anume să încercați să vedeți ce ar putea căuta oamenii care în final vor cumpăra produsele pe care vreau să le vindeți de sărbători. Vinde cineva de aici cadouri? Nu? Pentru client sau pentru... Cadouri, ca business. Vindeți vreunul cadouri? Nu? Ah, nici ați venit. Okay. Vinde cineva ceva? Produse tangibile? Ce vindeți? Cheesecake-uri. Wow! Pot să dau și eu? De pe varianta mobile dau. Eu sunt muncător de cheesecake. Dar acum sunt la cură. Ok. Ce ar putea să caute oamenii ăștia care cumpără cheesecake? În afară de cheesecake? În afară de cheesecake. Cheesecake iese din discuție. Nu. Ceva legat de sărbătoare, de partea de sărbători. De exemplu, nu știu, chiar nu m-am gândit, dar știu că eu dau o masă pentru niște prieteni, câteva zile. Și nu o să apuc să fac în casă să prăjituri. O să fac eu niște nebunii la cuptor. Da? Și atunci probabil o să caut ceva de genul dulciuri, comenzi dulciuri de sărbători, dulciuri de Crăciun. Aici să veniți să vedeți ce anume o să caute ei, pentru că ei nu o să caute în general cheesecake.
Și dacă o să caute cheesecake, oricum o să fie oarecare agitație. Bine, aici e o nișă foarte strânsă. Dar dacă am vorbit de prăjituri, era toată lumea pe prăjituri. Și am făcut câteva teste foarte faine. Prima a fost o campanie de flori de 1 decembrie. E total netradițional pentru români să vândă flori de 1 decembrie, să trimită flori de 1 decembrie. Nu e o sărbătoare, ziua națională e... E ziua națională, n-are nicio treabă cu florile. Reacția a fost una foarte bună. Adică, spunându-le, ok, e 1 decembrie, e o zi liberă, o ocazie excelentă să ofer flori. Și culmea e că a prins. Bine, nu vă închipuiți că a fost spectaculul ăsta comparat cu anul trecut, a fost mult, mult mai bine procentul de vânzări din 1 decembrie raportat la o zi normală. Moș Nicolae ca Moș Nicolae, Crăciunul, florile de Crăciunul, dar alte segmente sunt sigur că prind foarte, foarte bine de Crăciun. Și propunerea mea este să vă gândiți întotdeauna 3 luni de zile în avans. Deci acum deja cu siguranță n-ar trebui să vă gândiți la decembrie, ci la ianuarie, februarie, martie, să vedeți ce se întâmplă în perioada aia, ce zile ciudate sunt. E Sfântul Ion, e ziua lui Ion Iliescu, se întâmplă ceva. Cum puteți asocia asta cu produsele pe care le vindeți, servicii sau orice altceva? Pentru că există o oarecare asociere. Al treilea lucru pe care am să vi-l sugerez este să fiți foarte, foarte atenți atunci când creați campanii de ocazii speciale, cum le spun eu, de sărbători, la cât de wide sunt cuvintele pe care le folosiți. Eu am la Floria patru account-uri diferite pe care îmi gestionez campaniile. Un account este Floria Search, campania mea generală de search, pe cuvintele cheie clasice, flori, ghidare, flori, curier, flori, bla 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 bla. Campania de display generală, care e o campanie de branding cu un buget mic, că nu-i rentabilă niciodată asta. De BNR, care mai arăt la lumea sigla și că există, poate n-au auzit de noi până acum. Campania de remarketing, pe care a implementat-o de curând, ceară de care povesteau mai devreme și Ionuț și Dragoș meu. Tot mi-a făcut așa mulțumesc meu că uitați-mi Dragoș. Și un account special de sărbători, pe care gestionez numai campanii de sărbători. Valentine's, 1 martie, 8 martie, Moș Ion, roată, tot ce avem acolo. Sfânta Parascheva, toate ocaziile posibile. Da? Parascheva, am mers bine, am prins cât de cât. Am căutat ceva, nimeni nu caută flot Parascheva. Da? Clar. Dar se caută cadou Parascheva, ziua Parascheva, tot fel de chestii. Sfatul meu este să fiți foarte zgârciți când construiți keyword-urile. Am aruncat foarte mulți bani pe geam și slavă Domnului că nu s-a angajat de mine ca să mă dădeam afară, lăsând keyword-ul foarte larg. Bine, nici nu puteam să imaginez ce o să caute lumea, că nu făcusem în trecut chestia asta, la anul o să-mi fie mai ușor. Și atunci am găsit o metodă acum să las creierul foarte larg, bugete foarte mici, limitate zilnic, la 10 lei pe o campanie sau 5 lei cu un adgur. Costurile sunt foarte mici pentru că lumea nu prea caută și Google nu-mi dă de la început o mare penalizare dacă n-am CTR bun, că e wide, că mă lasă un pic să fac, mă joc cu el. După care din campaniile, din creierul astea foarte wide, văd ce s-a căutat de fapt și încep să-mi extrag cuvintele relevante. Așa am făcut la Braz. Acum o lună jumate nu se căutau deloc brazi. Noi vindem numai brazi în ghiveci, vii. Așa e poziționarea mea, nu vreau să tai brazi, sunt ecologist, asta e opțiunea mea. O sugestie. Ce zici tu e foarte... E partea tehnică a campaniei. Adică zic că ar fi fost bine să fi fost niște print-screen-uri din AdWords în care să vedem practic ce zici tu, știi? Dar am să încerc scuze că noi sunt niște print-screen-uri. E greu de urmărit, așa, știi? Așa este, o să încerc să... Data... Ca sugestie. Ok, nu, sugestia e foarte bună, din păcate pe la 3 astăzi am dat seama că invitația lui Nuz de a veni la întâlnirea asta pe care am acceptat-o, presupunea că vă și vorbesc. Eu inițial am zis că mă invit așa, să bem un ceai împreună, să vedem ce povestesc al speaker. Deci n-am avut timp în integralul ăsta de oră să dea fac. Eu am o observație vis-a-vis de ce spuneai tu în campanie, numai, și întrebarea era așa, cât de largi sunt cuvintele. Adică, nu cât de short tail, că asta înțeleg că sunt, dar tu le lași pe broad sau le lași pe phrase match? Sau sunt cuvinte cheie de un termen sau de doi termeni? Sau care este limita short tail-ului pe care îl folosești? Și asta este o întrebare, dacă pleci de la cât de short tail e de fapt short tail-ul ăla care te ajută să descoperi alte cuvinte? Și cât de mult îți permiți chestia asta vis-a-vis de bugetul pe care îl ai? Pentru că, cum știm toți, cuvintele care
sunt sugătoare așa sacăre de buget, sunt alea, se întâmplă să consume sex. Bugetul, cum? Sex. Nu. Da, ăla e un sacăr, știi? Ideea e că e posibil să întâmple, să apară la începutul campaniei, deci la începutul perioadei și cuvintele care sunt într-adevăr valoroase și pe care tu le-ai folosi, le-ai descoperi, se întâmplă pe final, dar pe final tu ești gătuit de buget. Și atunci întrebarea e cum faci chestia asta? Dacă nu ne-am fost foarte clar... Să le dau exemplul ăsta și am cer să fiu foarte precis ca să subinez lipsa PPT-ului. Nici o problemă cu PPT-ul, eu sunt, îmi imaginez. Vorbim de brazi. Îți dau exemplu cu brazi, că e unul foarte relevant. Spuneam că noi vindem la brazi Ghiveci. Da? Ei sunt foarte mișto, au cam același preț ca aia tăiat, poate mai scump cu 10-20%, dar mi-e văzut frumos, nu se scutură, poți să-i prind curte după aia. Trei avantaje, dacă nu ești ecologist, dacă ești și ecologist, e și o bucurie să credească. Și n-am prea știut cum am căutat. Am pus în noiembrie brazi în ghiveci. Ciuciu căută. Not enough de alea ca să-ți arăt, mi-a zis good. Da? Ok, am mai încercat două, trei combinații, tot nimic. M-am enervat și am pus brad și braz. Două chiuri de marșelat. Da? Amândouă gândite broad. Da? Pentru cine nu toată lumea înțelege cuvântul broad, dacă nu, adică orice căutare care include și cuvântul broad, la techniciune. Sau care sunt termeni asociați similar ca și sens. Cu brad. Extrem de similari ca și brad, eu n-am găsit situația asta întâmplată. Deci undeva pe la mijlocul poveștii. Și am început să acumulăm, lăsând bugetul foarte mic. Da? Deci aveam și un cost pe click foarte mic, dar și un buget zilnic limitat. Dădea că acopăr 15% sau 12% din căutări. Și am început să văd ce se caută. Asociind în același timp cu comportamentul user din Analytics, când aveam vânzări, ca să vedeam conversiile, n-am dus ceva după conversiile, neavând vânzări, ce făceam? Mergeam în Analytics, vedeam keyword-urile de intrare în site, da? Și vedeam, aia care căutau o brad frumos, ieșeau din prima. Da? Brad, brăduțul meu și alte de astea. Și încet, încet am început să scot, am lăsat campania asta neatinsă și până astăzi, și am început să, 10 lei pe zi nu e un dezastru, am început să scot de aici keyword-uri, să ne mult într-o altă campanie extrem de targetată pe căutări pe exactă. Și am scos exact cuvintele care mă interesau pe mine. În final, am descoperit că tot la ce am plecat, mi-am imaginat inițial, am ajuns în mare măsură la brad în ghiveci, brad viu și încă două, trei keyword-uri la care recunosc, nu mă gândesc. Da, nu, la început am pus și brad ecologic. Mi-aduc când văd în față și la brad ecologic la fel mi-a zis. Nu-s destule căutări să-ți la fișa. Nu erau la momentul lui noi.